Fie ca și această cântare referitor la voia Domnului să devină o realitate a vieții noastre. Cu ajutorul Domnului, voi prezenta în această seară o nouă lecție, o nouă criză din tematica crizei letinilor în postmodernism. Criza lumii virtuale. O criză de dată recentă, când eram noi tineri, acum 20-30 de ani, nu era aceasta. Este însă acum o criză ce lovește din plin. Pentru că imaginea televizată, relațiile online, smartphone-urile, calculatoarele, toate conduc tinerii în piața satului planetar, unde se pot întâlni cu orice om din lume, cu internauți, evident, și unde pot să interacționeze pe orice subiect și pe orice segment al vieții. Fie că e vorba de rețele de socializare, fie că e vorba de piețe digitale, roboți, biserici virtuale, jocuri de animație, în lumea noastră cel de departe a devenit aproape. Și culmea este că uneori cel de aproape poate să ajungă străin. Și ce este mai problematic e faptul că această lume virtuală va avansa. De exemplu, în primul trimestru a anului 2012, smartphone-urile, deci acele telefoane complexe, pătrunseseră într-un procent de 12% din populație. În primul trimestru anului următor, 2013, procentul era de 28%. Vorba aceea, mâine, poimâine, fiecare cu satelitul lui. Este o lume nouă, o lume care te face să dai mâna și să te uiți la distanță de un metru la altul din Noua Zeelandă care întinde mâna spre tine. Se vede mâna lui numai că nu știi ce-o fi în capul lui. Și problema e dată de faptul că nu ne putem lipsi totalmente de această lume. De exemplu, în statistica ce am citat-o despre smartphone-uri, e dovedit că oamenii intră într-un procent aproape de 80-90% pentru rețele de socializare, dar de asemenea în procent de 60% ca să cumpere ceva produse. Poți să comanzi de acasă diverse produse, este o piață digitală care se proliferează tot mai amplu. Problema este dată de faptul că prin intermediul acestor imagini filmate, o înregistrare video sau animație, tehnica permite, creierul nostru are un comportament ciudat în lumea obișnuită. Gândim și acționăm într-un fel în lumea virtuală datele problemei pornind de la felul în care lucrează mintea noastră, sunt diferite. Este o lume nouă care produce un sentiment, o stare de seducere. Intervine un fenomen legat de viteza imaginilor și fluxul de informații. Cu cât volumul și viteza cresc, cu atât capacitatea de a interpreta logic aceste fapte scade, pentru că este ceva simplu și de înțeles atunci când treci cu trenul, de exemplu, și parcurgi un peisaj, să te pună cineva să-l desenezi, poți? Doar dacă ai merge pe jos. Ai putea să desenezi, nu? Este o diferență. Și noi trebuie să avem grijă de inima noastră. Tineri dragi, aveți o minte ageră, care poate să cuprindă. Dar zice înțelept un proverb și pornesc de la acest verset, capitolul 4, versetul 23. Păzește-ți inima, adică mintea, mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Și lumea aceasta virtuală are de-a face exact cu mintea noastră. Că dacă ar avea de-a face numai cu mâinile noastre,
dar de aceea ne și putem transpune în această lume, pentru că o facem prin capacitatea intelectuală. Vreau să observăm trei cauze, trei crize ale acestui fenomen de dată recent. În primul rând, așa cum deja anticipam, este criza reducerii capacității intelectuale, așa numită boală ADHD, prin care omul devine mai incapabil. Și mi-am notat câteva semnalmente acestei boli. Este ceva identificat de medici, vă rog să mă urmăriți. Și veți observa în timp ce parcurg aceste cauze, cum se explică faptul că, și pentru unii este o nedumerire, frate, avem atâta cunoștință, atâta învățătură în biserici, și tinerii și în general oamenii care vin și ascultă rămân pasivi, inconștienți. Pentru că intervine această slăbire a capacității omului. Ascultați câteva simptome. Incapacitatea de a asculta și a urmări. Asta în biserică și la școală. Dificultatea de a sta concentrat sau conectat la o activitate. N-au stare, nu pot sta, de exemplu, o jumătate de oră la lecție sau la o predică. Acțiunea înaintea gândirii sub impulsul unor stimuli externi. Niște gesturi care, dacă i-ai întrebat de ce le-au făcut, n-au explicație. Dificultatea organizării și planificării acțiunilor și capacitatea de a duce la bun sfârșit activitățile începute, afecțiuni de scriere, de limbaj. Și pentru asta vă citesc din Roman capitolul 1, unde spune Scriptura că atunci când oamenii lasă mintea lor să ruleze cu lucruri care nu sunt bune, mintea este afectată. Roman capitolul 1. Citesc de la versetul 21, fiindcă măcar au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit, nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte. Ori această lume virtuală îți oferă o deșertăciune a gândirii încât îți pierzi mintea. Și scrie în continuare, și mintea lor fără pricepere s-a întunecat. Deci dintr-o dată n-a mai putut să dea același randament în gândire sau în acțiunile practice. Și acest fenomen se observă din plin în societatea noastră. Urmăriți, vă spuneam, efectele din adunare, rezultatele școlare, capacitatea și randamentul tinerilor acasă și medicii, nu doar noi creștini, pun toate acestea și văd aceste cauze, o boală mentală. O a doua cauză, o a doua criză. Dependența, care se formează în timp și, cum vă spuneam, produce deteriorarea capacității școlare și profesionale, dar această dependență se răsfrânge asupra vieții spirituale și asupra vieții de familie. Și iată cum se răsfrânge. Unii nu mai vin la adunare pentru că urmăresc de acasă un program online. Unii nu mai pot să stea împreună cu familia lor, pentru că deși poate sunt acasă, dar sunt plecați de acasă în aceste relații din lumea virtuală. Copiii, tineri care mă puteți înțelege, enumăr aici câteva aspecte care dovedesc dependența de internet, dependența de computer. Și din nou specialiștii spun că este la fel de dură ca și dependența de droguri, dependența de heroină. Ascultați-le. Simți nevoia utilizării internetului chiar dacă ai hotărât să intri mai rar pe internet. 2. Te desprinzi greu din lumea virtuală, pierzi noțiunea de timp online, nu-ți dai seama cât ai stat la computer. Ai ajuns să suspensi alte activități sau să minți pe cei apropiați din cauza timpului, că nu-ți ajunge timpul. Ai spus că te duci și ai uitat, ai rămas la computer. Ai sentimente de vinovăție sau de depresie când te ridici la computer gândindu-te la ce ai văzut sau la ce ai vorbit. Ai neliniște ale somnului sau stări de nervozitate.
Ai pierdut atracția pentru activitățile care altădată îți plăceau. Stările de lene și de aici se trag. Și încă o dovadă, simți nevoia să ștergi istoricul de la internet. Nu ți-ar face cinste să știe și alții pe ce pagini ai intrat. Pentru că, dragii mei, un profil în rețea, fie că expune date reale, fie codificate, are efecte negative, creând o lume paralelă și nu poți trăi în aceste două lume. Este exact cum spunea Domnul, nu poți sluji la doi stăpâni. Spunea Apostolul Petru în a doua sa epistolă, capitolul 2, vorbind despre dependență. Și chiar dacă vei spune, frate, cum ne citești din Biblie, că atunci când s-a scris Biblia nu era internet. Eu v-am spus că se produc efecte asemănătoare cu idolatria, cu dependența de droguri, pentru că mintea noastră suportă stări asemănătoare. 2 Petru, capitolul 2, scrie aici despre oamenii de la potop, cum s-au stricat despre cei din vremea lui Lot, și apoi scrie de la versetul 20, unii după ce au scăpat de întinăciunile lumii, se încurcă iarăși și te prinde lumea asta, e o vrajă pentru tineri în mod deosebit, pentru copii. Și starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi, ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut. Asta pentru cei care poate sunt chiar botezați. Omul devine robul lucrului, versetul 19, căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. Și ne rugăm Domnul să vă elibereze. Eu am citit câteva statistici, poate vei spune, frate, astea sunt în lume. Știu că la noi procentele sunt mai mici. Dar și la noi sunt tineri care noaptea și chiar ziua sunt dependenți și sunt unii cu ore prinși. De aceea, cum vă spuneau, n-au capacitatea nici în adunare să se rețină. N-au capacitatea să înveți o lecție, fie la istorie sau cu atât mai mult la materii care îi solicită în plan intelectual să se poată concentra. O a treia cauză, o a treia criză, și vreau să mă înțelegeți, să nu spuneți că sunt habotnic prin ceea ce afirm, dependența demonică negativă a internetului este dată în primul rând nu de posibilitățile practice de utilizare. Pentru că internetul, telefonia, simplifică informația și comunicarea, are o utilitate economică, dar problema e dată de ispitirea poftelor naturii noastre decăzute. Pentru că avem acces imediat și interactiv, anonim sau nu, la toate ramurile pomului oprit. Nu-i problemă că un copil are telefon, numai dacă ar fi să fie sincer un copil la ce folosește telefonul, asta e problemă. Nu știu câți dintre copii folosesc telefon doar așa să-și întrebe colegii de temă și să sune pe mama ce aia a spus să cumpere. Pentru că mai anii trecuți, asta era întrebarea, veneau și mă întrebau și unii dintre frați. Oare să ne introducem internet? Spun copiii că trebuie să scoată referate. Acum mai mult, știți cu ce se motivează? Dacă n-ai Facebook, nu poți să comunici cu colegii și n-ai de unde să-ți iei tema. Credeți că de dragul temei au tinerii noștri Facebook? Mai că aș crede dacă ar avea în listă numai pe colegii de clasă sau pe șeful de grupă pentru studenți. Dacă îmi dau acum o listă de la Ierusalim până la Babilon, pe toți că ți-au întâlnit, apoi întrebi-o pentru teme? Nici vorbă. E numai, cum ziceau bătrânii, podibă. Adică numai o motivație. Nu se poate. Dragii mei, relațiile online, mă refer aici la rețelele de socializare, a luat legătura cu oricine, a accepta să se apropie de tine, a te deschide față de el, vă deschid o lume necunoscută, plină de promiscuitate, de imoralitate. Dar pentru asta vom avea o altă lecție. Aici intervine hărțuria și
agresiunea verbală, calomniere, furtul de date, violență, constrângere fizică, sufletească. Și asta ține nu doar de Facebook, ține de pagini web, de bloguri, de discuții, de grup virtual și așa mai departe. Și asta ne afectează și pe noi. Noi nu divulgăm mărturisiri, dar așa ce rezultă din toate mărturisirile ca un întreg, vă spunem ca să știți. E deja o situație gravă și la noi. Da. Și ascultați-mă ce vă citesc din Scripturi, Cartea Proverbe, capitolul 7. Să știți că Biblia e foarte actuală. Dumnezeu știa unde se va ajunge. Este o realitate pe care El a permis-o. Numai că diavolul o exploatează în sens negativ. Proverbe, capitolul 7. Citesc de la versetul 7. Și vă rog să vă imaginați un computer deschis și un tânăr în fața lui și pe cineva care îl urmărește. Acum, de altfel, totul se înregistrează la centrele de conexiuni. Am zărit printre cei încercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță, a deschis computerul. La colțul unde stătea, una din aceste străine a apucat pe calea care duce spre locuința ei, era namur, seara, noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că el a alergat înainte o femeie, îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Și iată-l cu pagina deschisă și acolo curva și cu inima șireată. Evident că totul e pentru bani, este un comerț, cele mai mari câștiguri. Și scrie aici, versetul 21, tot vorbindu-i la ademenit. Pentru că ce se întâmplă? Iacov, capitolul 1. Voi sunteți tineri și la voi poftele au o funcțiune de 100%. De bătrâni, scrie în Eclesiastul, că le trec poftele. Dar asta nu înseamnă că bătrânii se pot juca pe computer. Iacov, capitolul 1, citesc de la versetul 13. Nimeni când este ispitit să nu zică că sunt ispitit de Dumnezeu. Dumnezeu nu ispitește. Vinovăția e la noi și la diavol, versetul 14. Și fiecare este ispitit, tinerilor simțiți ispita asta, când este atras de pofta lui. Și dacă ești sănătos, această atracție se manifestă. Când vezi o femeie acolo, mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată, când îți trimite cineva niște poze, când se lansează niște discuții, chiar poți să rămâi imun. Pofta nu te accelerează, adrenalina nu acționează, cum să nu, sunteți tineri. Și ce se întâmplă în continuare? Urmează momeala. Adică ești înșelat și diavolul spune ceva în minte. Auzi, numai de curios să te uiți, dar de fapt tu nu-ți permii prietenii prea grave, tu folosești totul cu măsură, vom vedea noi unde e măsura. Apoi pofta când a zămislit de naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Domnul să vă păzească. Vreau să vă prezint trei soluții, dacă vreți să le urmați. Că știți, zice în Proverbe, dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept, dacă nu, tu singur vei suferi. În primul rând, e ceea ce facem și noi aici, identificarea și condamnarea stărilor păcătoase din lumea virtuală. Trebuie să identificăm ce-i bun și ce-i rău, ce putem să folosim și ce nu-i indicat să folosim. Vă citesc pentru aceasta din Efeseni, capitolul 5. De la versetul 3. Și tineri dragi, vă rog, cercetați-vă cei care aveți acces și folosiți internet, telefon, smartphone, dacă ați trecut de linia roșie. 5 cu 3. Curvia. Dar asta începe de la privire. Sau orice alt fel de necurăție. Nici să nu fie pomenite între voi, să nu se audă nici cuvinte porcoase, dar în plin internetul de ele. Nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste. Așa, sub anonimat, spui vorbe ușoare.
Versetul 5, că niciun curvar, niciun stricat nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Versetul 7, să nu vă întovărășiți dar deloc cu ei și dacă ea e în lista ta de prieteni, te-ai întovărășit? Te-ai întovărășit și Biblia spune să nu te întovărășești deloc. Pentru că sunt două principii în Biblie. Unul spune că sunt lucruri care trebuie folosite cu măsură, numai să nu pună stăpânire pe tine. Și este al doilea principiu care spune că sunt lucruri care nu trebuie nici măcar să le studiezi, de cum să te faci părtaș, să guși din ele. Iată versete care sprijinesc aceste două principii. Citim mai întâi 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 13. 12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Consider că e îngăduit să am telefon, nu? Dar nu toate sunt de folos. Vezi, ai nevoie de el la ce ți este de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Întorc două pagini, capitolul 10, versetul geamă, în versetul 23. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Și acum partea a doua a versetului diferă. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Adică te ajută? Înveți mai bine la școală? Te ajută în plan spiritual? La ce te ajută? Și am vorbit toată cu un tânăr spunându-i, spiritual îți face bine? Și îmi răspunde, da, trebuie neapărat să-mi facă bine. Dacă nu-ți face bine, îți face rău. Dacă nu te ajută să mergi înainte, te trage înapoi. Și cel de-al doilea principiu, Efeseni, capitolul 5. Citesc de la versetul 10. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Și asta facem acum aici. Și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă, osândiți-le. Deci, în primul rând, trebuie să identificăm ce e bine și ce nu este bine. Dacă e bun, acceptăm, participăm, dacă e rău, de noi să nu se lipească. Vă dau ca exemplu din Scripturi pe Daniel și cei trei prieteni ai săi. Au ajuns în Babilon, într-o lume ocultă, astrologia la culme, au avut lucruri la care au participat și au fost cei mai eminenți studenți din Babilon. Dar nu îi întâlnim între vrăjitori? Nu îi întâlnim la ospățul lui Belșazar? Chiar dacă au avut de suferit? Eu nu cred că un student nu poate să se informeze de la colegii lui de grupă numai prin Facebook. Nu cred asta. Este doar o păcăleală. Și am atâția care îi cunosc și știu că doar pot fi transmise niște informații și printr-un e-mail. Și una este să deschid o poștă electronică și să șterg din start ceea ce nu mă interesează, să deschid numai informații de care am nevoie și cu totul altceva este să deschid o pagină de Facebook și să-mi pierd vremea cu poze N și informații Y. Nu mă ajută, nu-mi face bine. Una este să te uiți la ce vreme va fi și cu totul altceva este să te uiți la un film care nu te ajută. Deci, în primul rând, identificăm ceea ce este bun sau nu. Și avem modele de oameni care se pot păstra și știu unde este linia roșie de demarcație. În al doilea rând, un al doilea sfat, o a doua soluție. Trebuie să oferim un timp suficient și optim pentru familie, frățietate și societate. Adică, într-un cuvânt spus, prioritatea live. Trebuie să trăim live, nu virtual. Asta înseamnă să-ți faci timp pentru familie, pentru prieteni, pentru colegi, pentru frați, pentru grup, pentru adunare, pentru bunici. Este total neînțelept să n-ai timp să vorbești nici cu tata, nici cu mama, nici cu fratele tău, nici cu sora ta, dar în schimb să pierzi vremea pe internet, să vorbești cu necunoscuți din toată lumea. La ce te ajută? Însă diavolul va păcăli că voi aveți un verișor în America și trebuie să vorbești cu el și de aceea ai. Chiar? Hai fi serios. Vă citesc în privința aceasta din 1 Petru, capitolul 2,
Scrie aici de la versetul 1. Lepădați dar. Și asta am vorbit deja. Selectăm ce e bine și ce e rău și ce e rău dăm la coș. 4. Apropiați-vă de Domnul. Asta înseamnă să-ți faci timp. 5. Și ca niște pietre vii, o casă duhovnicească, asta înseamnă frățietate. Versetul 9. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt. Versetul 11. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători pe pământ să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare frumoasă între neamuri, adică să-ți faci timp de-ai casei, de adunare, de colegialitate. Aici mă adaug 2 Timotei, capitolul 2, versetul 22. Fugi de poftele tinereții. Pentru că ispita e mare. Dar dacă vrei să fugi, închide fereastra aceasta. La toți tinerii care sunt prinși de acest flagel al lumii spirituale, le-am spus, dacă vrei să scapi de ispite, termină cu asta. Dacă nu, n-ai șansă. Fugi și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea. Dar frate, să stau singur, mă plictisesc. Nu singur. Împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Acum ai timp să vii la grup, să mergi în misiune, să vă întâlniți la seri de rugăciune. Domnul a promis aici că va da daruri binecuvântat. Poți acum să-ți vizitezi, cum spuneam, bunicii, dacă mai trăiesc, frați și surori, să te întâlnești cu o lume reală, să nu devii un robot. Și să știți că aici este rolul familiei. Consistența unei relații familiale îndepărtează pericolul lumii virtuale. Și aici nu sunt de vină numai tineri, uneori sunt de vină și părinți. Dacă tata va spune băiatului, n-am timp, dă-mi pace, dacă mama va spune, auzi, lasă-mă, își va găsi o altă prietenie. De aceea să încercăm să folosim relația de familie și relația de frățietate. Dumnezeu nu ne-a rânduit să trăim pusnici, ci să trăim în comunitate. Doamne, ajută-ne! Și un al treilea sfat. Trebuie să-i ajutăm pe cei din familie, din biserică și chiar pe colegii de școală sau de servici să iasă de sub această stăpânire și să se alipească de Domnul, de frați, să avem relații sănătoase și să învățăm pentru noi și în final să învățăm pentru alții să știm cum să se raporteze la lumea virtuală. Pentru că mă folosesc de această lume virtuală, îmi cumpăr un bilet de avion, mă de acasă, plătești facturi de acasă. Bun, dar dacă tot ți-a ușurat internetul, viața și nu mai faci o jumătate de oră până în oraș și încă o oră să stai la codă, ce vei face aia o oră și jumătate? O vei cheltui? Adică tot lumea virtuală ți-o dat timpul și tot ea ți-l fură, nu? Dar încearcă să-i ajut și pe alții să-și revină din această stare. Poate unii au suportat anumite traumatisme sufletești, au fost înșelați într-o prietenie, fie ea băiat-fată sau băiat-băiat, fată-fată, și acum se lansează într-o relație cu altcineva. Vă citesc aici din Iuda, unde fratele Domnului scria, citesc de la versetul 14, cuvinte rostite de mult. Trebuie să le spunem la oameni de ce amenințare e Paște și să-i facem să înțeleagă că lumea asta îi duce la păcat și la moarte și noi vrem să-i tragem spre viață. Zice aici, și pentru ei a prorocit Enoch, după mii de ani se împlinește Enoch, încă este în viață, Domnul a luat să nu vadă moarte. Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi ca să facă o judecată împotriva tuturor, să încredințeze pe cei răi, pe toți cei nelejuiți, de faptele nelejuite pe care le-au făcut în chip nelejuit și de toate cuvintele de ocară, inclusiv toate scrise pe internet. Și acum versetul 17, sfatul, dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de cuvintele apostolilor. Versetul 20, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Și când un tânăr sau o tânără din familie sau din adunare este răpus de acel flagel, socotesc că noi toți puteam să facem ceva mai mult. Povestea un medic misionar despre
O operație este o chestiune de raritate când se întâmplă așa ceva. Părinții au venit cu o fetiță, 10-12 ani, să fie operată, nu era ceva foarte grav. El a tăiat tot ceea ce trebuia îndepărtat, a cusut, peste 2 săptămâni vine cu fetița din nou, rana supura, când o desface, nicio celulă de refacere nu acționase. A curățit totul, a cusut din nou, după câteva zile revin părinții. Și când desface din nou operația, povestea medicul, ca și cum aș fi cusut 2 bucăți de pânză sau 2 bucăți de cauciuc. Pentru că organismul nostru așa este creat încât dacă undeva te-ai tăiat, se dă alarma și imediat celulele albe se pun în funcție. Creierul pornește o nouă fabrică de multiplicare a celulelor albe. Și acolo tot organismul își focalizează atenția și energiile ca să repare acea rană. Dar sunt excepții când nu se dă această comandă. Și atunci, sub ochii lor, acea fetiță frumoasă cu minte a murit. Cum tăiau, rămânea gaura mai mare și trupul nu s-a autosesizat să contribuie la vindecarea acestei răni. Să nu îi acuzăm doar pe unii care au căzut victimă acestei lumi. Sunt tineri și neîncercați. Să vă ajute Domnul să-i puteți ajuta. Vorbiți cu ei, rugați-vă pentru ei și Domnul să ne dea izbândă. Și în încheiere, mai fac 2 afirmații. Dumnezeul a tot înțelept. Dar gândiți-vă ce înseamnă tot înțelept. A decis, și asta e foarte clar în Scriptură, să ne vorbească pe cale auditivă, nu vizuală. Ba chiar a interzis cu desăvârșire mijloacele de educare vizuală. A interzis idolatria în Vechiul Testament, în Noul Testament, în Vechiul Testament, în Noul Testament, cu atât mai mult închinarea este în Duh și în adevăr și sunt interzise total aceste stări. De aceea nu recomandăm să practicați o închinare online, să fiți membri într-o biserică virtuală, adică stau acasă și butonez. Mă duc la Viena, mă duc la Paris, mă duc la Bujac, mă duc la Cluj și crezi că sufletul tău este satisfăcut? Nici măcar spiritual nu te ajută, cu atât mai puțin dacă e vorba de restul domeniilor vieții. Nu uitați, Dumnezeu a interzis imaginile și a știut de ce. Exact ce vă spuneam la început, pentru că mintea noastră scade în capacitate. În schimb, când participi la o părtășie reală, să te aduni cu frați, să te rogi cu familia, asta te salvează. Și folosim lumea virtuală numai la ceea ce avem nevoie. Ne-am cumpărat un bilet, am comandat un produs, am făcut o simplă observare, o transmitere de date și gata, revenim în lumea noastră reală. În lumea noastră care este viață. Pentru că, spun în ultimul rând, această lume virtuală este o vrăjitorie tehnologică. A fi conectat la internet pare o realizare. Ai acces în orice magazin, poți discuți cu orice om din lume. Da, numai că te conectează într-atât de mult încât îți pierzi conexia cu ceea ce eu am numit cândva supranet. Adică să fii conectat la Dumnezeu, la lumea spirituală, să meditezi la lucrurile sfinte. Și ce e mai grav că se ajunge la ceea ce eu numesc ocult net. Adică ești introdus într-o lume de factură demonică. Pentru că în spatele acestor tehnologii s-a așezat diavolul de unde ne bombardează sub toate formele și cădem victimă. Și noi trebuie să ne luptăm să-i recuperăm pe frații noștri, pe tinerii noștri care sunt prinși în aceste ambuscade demonice și nu mai pot să scape. Îmi spunea un tânăr, am fost provocat, m-am căsătorit, mi-am închis Facebook-ul, dar după vreme m-am certat cu nevasta și l-am deschis. Și de cine am dat? Exact de vechile prietene, care imediat m-au provocat. Mi-e greu să vă spun cum. Zice, am zis, nu mai intru numai noapte la ora 2. Zici că diavolul, nu, i-a luat somnul și la ora 2 era în direct. Era în rețea. Și zice, ce mă fac că am căzut și sunt însurat
mi-e rușine de nevastă, mi-e rușine de Dumnezeu. Observați pe diavolul cum stă în spatele acestei realități? Și noi nu putem să acceptăm o asemenea stare. Și închei cu cuvinte din a doua Corinteni, capitolul 6, de la versetul 14, ca ultimă verificare pentru cei ce vor și trebuie să știe cum să ne raportăm la lumea aceasta virtuală. 2 Corinteni 6 cu 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Și ori de câte ori dai, accept. Te-ai înjugat. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Nicio legătură. Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Și uite, spunem noi, poate avea legătură în lumea virtuală. Nu poate. E foarte afectivă. E foarte periculoasă. Cum se împlacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Pentru că în lumea aceasta e plin de idoli, de demoni și de stricăciune. Și mai fac aici o mențiune ca o paranteză. Părinților, hai, faceți un cadou la copii cu următorul preț. Să vă dea acces și să vă spună tot ce au văzut ei și tot ce știu. S-ar putea să vă speriați. Și scrie aici în versetul 17, de aceea, tinerilor, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Versetul 1 din capitolul 7, deci fiindcă avem astfel de făgăduințe să ne primească Dumnezeu în rețeaua de supraneț, să avem părtășie cu El, cu frați, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Amin!